uite, ia uite, ia uite. Nu, 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 că de când e Bela, mi-e și rușine să mai dansez în emisiune. Nu. Da, acum nu trebuie să dansăm mai toate așa, ca Bela. Nu, adică... mai pleacă umărul, mai pleacă bazinul uneori. Mai pleacă, da, da așa, pleacă, din greșeală. Se întoarce foarte repede. Foarte repede se întoarce. Nu rămâne plecat. La Bela mai rămâne plecat. Da, eu n-am dat. Măcar atât mi-a dat și mie Dumnezeu. Cum tu, Viviana, că te aude și te vede, spune mai bine unde mergi astăzi. Nu că mă abțin, dar de când a venit Bela în emisiune, sunt așa mai timorată. Deci sunt gluma la o parte, Bela este o dansatoare desăvârșită și na, eu când defilez, mie nu vine chiar să o dansez. Mie vine să mă plimb, să o admir priveliștea, să văd ce se mai întâmplă pe aici, pe la Canal D. Deci eu nu sunt mare sportivă, dar mi-am propus ca anul ăsta să schimb macazul. Vreau să fac cursuri de ski și, evident, mi-am angajat un instructor cel mai tare, am plătit banii, i-am trimis, am luat și biletele pentru munte. Știu eu unul de cazi. Și eu știu să schiez. Da, e că al meu m-a sunat și mi-a zis că nu mai poate să vină, pleacă din țară. Monitorul tău? Monitorul tău? De schi. Al meu antrenorul. Antrenorul de schi. Asta. Instructorul de schi. Instructorul de... Dar a zis că putem găsi o cale pentru că eu deja plătisem banii. Mi-a spus că pot să fac cursurile cu ficiosul. Online. Și am zis că nu e posibil așa ceva. Păi eu am dat banii pentru ce mai tare din țară. Eu trebuie să învăț, să nu știu ce. Și până la urmă a zis că mi-a apoiază banii. Mi-a dat numărul... Fiului, da, ca să vorbesc cu el, că ăsta era plecat din țară, ce să vezi, mi-a plăcut. Am văzut poza de la WhatsApp și am zis totuși să mă duc la schi, că ce mare lucru acum, dacă nu e chiar cel mai tare instructor, e fiusul. Da. Și e și foarte frumos. Și așa și m-am dus așa, da, mi-am luat costumul de schi și da, învăț acolo toate mișcările. Dar nu o să îngheți, nu? Nu. Hai să vedem cum arată ținuta Vivianei. Raluca? Nu-mi place geanta. Nu-i găsesc... Nu știu, nu-i găsesc. Îți place culoarea, nu-ți place forma? Nu-mi place culoarea și nu-mi place nici ea, ca și geantă. Nu-mi place forma ei. Eu am înțeles că ai pus-o că merge cu costumul. Da, e ideea de fâș și culoarea. Pantofii iar nu-mi plac la costumul ăsta, combinația de acel verde. Ce ai fi văzut în picioare? Dacă ai fi vrut să mergi, na, la fel sexy, niște pantofi negri, aș fi văzut eu. Acum, na. Eu aș fi mers cu acele cizme... Dar nu mai erai sexy. Păi nu, ideea era să fiu sexy. Bine, aș fi fost sexy și cu cizme, dar eu am vrut culoare. Am încercat din nou combinația asta de culori. Nu pot să spun că mă dă pe spate nici costumul de schi pe care l-ai ales. Nu-mi place nici materialul și cam atât. Tu ești frumoasă. Mulțumesc. De asta știai. Mulțumesc, Ralu. Mulțumesc, Raluca. Bela. Da, mie nu-mi place geantă care are ea pentru că... Culoare de geantă, nu-mi place. Pantofii, nu-mi place cum vine la costum. Și cred că dacă vii așa la schi, nu mai vor banii instructori de la tine. Ideea e că deja i-am dat. Poate vreau eu altceva și atunci vedem cum ne reglăm. Și... Opa! Da. Mulțumesc tare mult, fetelor. Hai să vedem ce spun jurații despre ținuta Viviana în fața lor. Te-ai întors la modele moderne care te-au consacrat. La tipul ăsta de street style care îți vine bine, pe care îl strunești bine. Aici, în ținută pe care o porți, avem doar o problemă cu culorile, însă nu este ceva gravisim. Aș fi preferat ca costumul pe care îl porți să fie într-o altă nuanță de verde. Tot verde, dar un verde mai aprins cumva. Care se susțină neonul. Care se susțină neonul, exact. Neon. Ori alergeai altă culoare de pantofi. Roșu. Am încercat oranj. Am era mai bine oranj. Mov, dar ai mai avut să se împăia? Trebuia un merlot, burgundi. Eu aș fi mers pe un roșu. Aș fi accesorizat mai mult la gât, dar nu e o tragedie. De, ori schimbai culoarea costumului, ori schimbai culoarea pantofilor. Dar una peste alta se creează un tot unitar, așa că lasă-mă să mă gândesc puțin. Uh-huh. Din păcate, să știi că cromatica reprezintă o problemă, dar nu o problemă atât de mare încât să spunem, ești o broască... în mod clar, tu nu pleci la bar mitzvah, pleci în altă parte,
tu știi unde pleci, eu n-aș fi pus bustiera asta pentru că nu mi se pare genul de bustieră de sutien neapărat care să poată fi purtat pe stradă. V-am mai tot spus că există sutiene de stradă, ca să spun așa, și sutiene care nu sunt de stradă, dar cumva ai conturat o chestie relativ modernă, pentru că costumul se regăsește foarte tare în estetica Miu Miu. Eu l-aș fi dus în stylingul ăla, în direcția aia, chiar cu mumbut, îmi puneam ceva pe cap, făceam o chestie sexy, dar o anulam. Știi genul ăla de sexy amputat? Sexy o amputat. Tu l-ai dus într-un sexy oarecum previzibil, dar îmi place ce porți la gât, colierul îmi place foarte mult, susține tipul ăsta de estetică, plapumă, pillow book dacă vrei. Nu-mi place cromatica, dar așa e un ceva fresh care mi se pare catchy. Da, mie îmi place foarte mult cromatica, îmi place și make-up-ul tău, acele două liniuțe de eyeliner discrete, așa, parcă ar fi făcute cu un bisturiu. E o chestiune ce e între plăcere și durere. Știi ce aș fi făcut? Aș fi adus un colant cu partea de sus în culorile pantofului ca să pot aduce o informație de fucsia sau de neon în talie. Și aș fi schimbat și acel lanț auriu cu unul din plastic, iarăși în culori neon. Bravo, Vivian, interesantă propunerea ta. Mulțumesc. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Mulțumesc. Te-ai gândit când cu mine la schi? Când ai zis că mă gândesc, tu ce zi tu, așa cum mă cunoști tu de când suntem în platou ăsta aici împreună cu toți? În sufletul meu eu am sperat că poate vii cu mine la schi și poate îmi dai și o steluță. Vin, mă, cu tine la schi și îți dau și steluță. Felicitări, Viviana. Dar mai închide-te la cămașia când mergem la schi împreună, că poate mai ia pe mine instructorul, că tu mai ai timp. Vorbește și cu telespectatorii, te rog. Dragii mei, vă rog din suflet să mă votați și să mă susțineți în continuare. Indicativul meu este 10-1206. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Bravo ai stil pentru anumite concurente, repet, Viviana, Amna, Adina Halas, pe care le știu din showbiz și pe care le urmăresc cel puțin pe Amna și pe Adina Halas de foarte mulți ani, din această competiție o să ia, vor ieși completamente schimbate și oricum cu un interes sporit pentru fashion și pentru felul în care arată și pentru felul în care trebuie să se prezinte în fața publicului, pentru că până acum era deja lepădit.